Salutare tuturor și bine am găsit la un nou video. Astăzi sunt aici la McDonald's și astăzi o să-mi iau noul Grimace Shake de la McDonald's, fiindcă s-a lansat un meniu în aniversarea lui Grimace, un personaj din McDonald's, practic. La noi în România nu prea se găsesc din asta, dar am reușit să găsesc practic aici în orașul Minecraftești, practic, mai încolo este și satul, practic, satul Minecraftești, că nu e chiar oraș, e un sat. Dar și eu, nu v-am zis, locuiesc în Minecraftești și am reușit să găsesc aici un McDonald's care are aparent acest nou Grimace Shake. Și astăzi o să-l încercăm și o să-i dăm notă și o să vedem cum este. Dacă vă plac videourile de genul acesta, nu uitați să zdrobiți și voi butonașul acela de like, nu uitați să vă abonați și haideți să comandăm și noi un Grimace Shake. Bun, deci vedeți aici avem McDonald's-ul. Mamă, cam mic McDonald's-ul ăsta, sincer. Eu eram obișnuit cu McDonald's-uri mai mari. Salut, domnul Gigi, ce faceți? Uite ce să fac la muncă aici, la McDonald's. Aș dori și eu să comand noul Grimace Shake. Da, sigur. Te costă 2 emeralde, dar n-ai auzit și tu chestiile de pe TikTok? 2 emeralde, dude? Ce-i stilul ăsta? Și în al doilea rând, bă, ce chestii pe TikTok? Bă, dacă bei Grimace Shake, îți face foarte rău. Cum adică, mă? Voi vindeți chestii care îți fac rău? Suntem un restaurant de fast food. Bine, aici ai dreptate. Și să știi că Grimace Shake-ul am auzit și eu că... Bă, e sigur că ți-ai Grimace Shake? Sunt sigur. Ok, bine, mă duc să ți-l aduc. Dar dă 2 emeralde încoace. 2 emeralde, dude. Ce-i jaful ăsta? Na. Mersi, băi. Poftă mare să ai. Un Grimace Shake. Poftim comanda. Oh my god, domnule Gigi, mulțumesc foarte mult. Nici o problemă, hai zi faină să ai. Așa va fi. Ok, băieți, haideți că am făcut rost de shake-ul aniversal al lui Grimace. Haideți să-l savurăm și noi aici, lângă drum, practic lângă McDonald's. La mulți ani, Grimace! Bă, sincer, gustul e unul destul de bun, are gust de fructe de pădure, dar nu știu, mie îmi plac mai mult shake-urile cu ciocolată, așa că am să-i dau un 9 din 10, zic. Și what the fuck se întâmplă? Unde naiba sunt? Unde naiba sunt? Sunt... Sunt legat, nu pot să mă mișc. Sunt blocat pe acest scaun. Nu! Unde naiba sunt, bă? Toată faza cu Grimace și cu adevărată. M-a răpit oare Grimace? Unde naiba sunt? Și cum naiba scap de aici? What? Dude, unde naiba sunt? Trebuie să scap de aici, îmi dezleg mâinile. Un item frame. What the fuck? Ce fac eu cu acest item frame? Da, nu știu ce fac, dar trebuie să-mi dezleg mâinile și nu mai da acest item frame. Am reușit să-mi scot mâinile de acolo și what the fuck? Ce chestia asta? Uite, ok, și ce sunt chestiile astea? Oare sunt picături de Grimace Shake? Habar n-am, dude. Stai să-mi dau și o FOV-ul mai mare pentru că de-abia văd. Nu știu din ce motiv. Dude, unde naiba sunt? Bro, de ce ajung eu în toate locurile astea dubioase, dude? Bro. Dude, dar chestia asta arată ca și cum aș fi într-un batch. Cred că sunt un batch lui Grimace și... O ieșire. Se vede soarele. Lol. Mi-am luat mare scam, dude. Dar încolo se vede luna, dude. Oare pe aici se iese?
Oh, shit, dude, îmi iau schiem. Nu cred că așa se iese. Dude. Oare sunt în beciul lui Grimas, dude? Cred că sunt în beciul lui Grimas. Cred că m-a răpit și m-a băgat în beci, ca orice răpitor adevărat. Dude. What the heck? Ce, what the fuck? Ce, de unde? Cum naiba mi se întâmplă numai mie chestii de astea, dude? Bine, și la majoritatea lumii de pe TikTok, dar chestia asta cream că e doar un trend, dude. Nu cream că chiar se întâmplă. Gen, what the fuck, man? Nu tre Știam că trebuia să-l ascult pe domnul Gigi. Știam eu, dar ceva mi-a spus, bă, TikTok-ul e TikTok, până la urma urmelor. Și bă, frate, habar n-am ce, unde sunt și cum scap de aici, că nu prea pare să aibă ieșire locul ăsta. I mean, nu e un loc infinit, dar pare că nu prea are ieșire, gen. Adică te plimbi pe lângă pereții ăștia și nu găsești nimic, dude. Oh, mă fâgă, dude. Oh, mă fâgă. Ce, cum scap eu de aici, bă, frate? Că Întrebarea asta mi-o pun mereu când efectiv rămân captiv în Minecraft, dude. Cum? What the fuck? Nici măcar și ceva. O să cercetez efectiv toți pereții ăștia și... pe aici am venit. Classic, classic. Dude, cum scap eu de aici? Ce? E Grimas! Oh, nu, e și Grimas acasă. E și Grimas acasă, dude. No, 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 no. No, 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 no. Băi, e gras, poate nu încape pe aici. Încape pe acolo. Cum naiba, frate? E efectiv cel mai gras caracter din McDonald's și tot încape prin din astea de un bloc. Frate, încă se ține după mine, bă, lasă-mă în pace, Grimas! Ia să mă întorc înapoi aici. Se închid ușa. Fraieru, 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 ce faci acolo, fraiere? Ce s-a auzit în halul ăsta? Bă, ce face, mă, Grimes? Ce face, mă, Grimes? Nu știu ce s-a auzit în halul ăla, probabil că a țipat. Iar a zbierat, iar a zbierat, iar a zbierat, dude. Iar a zbierat, frate. Acum am mai și râs. Frate, mă bagă în sperieți toată treaba asta. Dude, mă bagă în sperieți. Și ce face, frate? Ce face? Ce face el acolo? Unde s-a dus? Bro, mă jur că nu știu unde s-a dus. Hă? Unde a fugit, mă? Unde a fugit nebunul? Nu știu, frate, dar... Ce s-aude așa, man? Ce s-aude așa? Bă, frate, bă, nu, ceva. Știi ceva? Deci cercetez toți pereții, efectiv, mă. Efectiv, mă duc pe lângă toți pereții. Și caut să văd dacă se ascunde ceva. Aici nu-i nimic, aici nu-i nimic. Gen, efectiv. Asta a fost strategia mea și data trecută când efectiv am rămas blocat. Efectiv am luat-o pe lângă pereți și da. Și asta am făcut. Practic am luat-o pe lângă pereți și... Bă, frate, dar locul ăsta e complet diferit, gen... N-am mai fost într-un batch de-a lui Grimes, efectiv. Pentru că... E cam ciudat și efectiv e... Like, what the fuck, man? Nici măcar nu mai am cuvinte, gen. Nici măcar nu mai am cuvinte de cât de înfricoșat sunt, dude. Și nu știu dacă încă mai mă aleargă Grimes pe aici. Nu, uite, de aici am plecat, frate. De aici am plecat. Deci, chiar n-a făcut ieșire domnul Grimes ăsta. Habar n-am, dude, habar n-am. Dacă a făcut ieșire sau nu. Dude. I don't know. Grimes, nu, 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 nu. Și ceva, putem fi prieteni, putem fi prieteni. Zici și mie pe unde se iese, putem fi prieteni. Bia uite ce mă aleargă, frate, îi plutez mâinile. Îi levitează mâinile, bă! Nu, 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 nu. Mă, cum face, bă, fra? Nu, 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 nu. Nu, 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 că m-am blocat. Nu, 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 nu,
Nu, Dude, pleacă, dispari. Dispari. Oh, și m-am împiedicat. Oh, shit. Nu. Nu vrei să ne batem? Aici, Mardoi? Nu pot să dau în el. Nu pot să dau în el. Nu pot să dau în el. Deci nu, că nu. Nu. Fugi, 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 fugi. Fugi înainte să ne bată. Fugi înainte să ne bată. Înainte să ne bată, ok? Bro, mamă, ce să țină, mă, după mine? Băi! Ce să ține după mine? Dude! Nu mai obosește și el, că e gras. E gras rău de tot. Nu mai obosește și el. Aute, frate! Încă mai aleargă. Dude, trebuie să găsesc efectiv camera în care m-a legat el și să mă duc acolo să închid ușa. Mă duc acolo și închid ușa. Dude, nu. Încă mai aleargă. Bă! Deci e imposibil, frate. Cum să alerge Dita mai Grăsanu atât de repede? Deci... Haide, mama mea, încă mă alargă. Ok, încă mă alargă. Bă, sper să găsesc aia de... Ok, aici văd că e un colț din ăsta dublu, ciudat. Deci cred că e în partea asta, la altă ușa de m-a băgat el în camera aia. Bă, frate meu! Nu mai pot! Nu mă mai alargă. Nu mă mai alargă. Nu știu, eu tot mă duc aici și... Nu știu, mai caut. E ceva evident, frate. E ceva evident care ne scapă. Pe ventul ăsta se poate ieși, oare? Nu știu, că n-am cu ce să-l deschid. Și nu știu ce e acolo sus, că e foarte întuneric, dude. Nu știu, am să încerc să fac cumva să ies pe vent. Bă, trebuie să... Cum? Trolează. Cum a intrat aici? Cum a intrat aici? Cum a intrat, bă, aici? Cum a intrat aici? Nu-i corect, nu-i corect, nu-i corect. Lasă-mă să intru. Doi. Au tranit. Bine, am închis ușa în față. Dar cum a intrat frate aici? Cum a reușit să deschidă ușa? Sau oare am lăsat-o eu închisă? Uuuh, ia bă să colectăm bucățile astea de shake. Poate și astea de pe jos. Merge să le luăm și pe astea. Poate reușim să scăpăm folosindu-ne de astea, nu știu. Habar n-am. Habar n-am, dude. Poate reușim să le folosim la ceva. Dude. Sunt exact 29 de bucăți de Grimace Shake. Uite-l, frate, campează afară, dude. Mă campează afară și... What? Nu. Mai e? Nu cred că mai e. Nu cred că mai e. Nu, chiar nu cred că mai e. Nu mai e. E liber. Dude, a, efectiv dispare și reapare. Să-mi punem... Stai să-mi punem, doamne, auzi la mine. Stai să-mi pun și eu asta de colorant, care e, de fapt, Grimace Shake. Da, ar trebui să găsim și noi, nu știu, poate o ieșire, dude? Poate îmi dă și mie o ieșire, gen? Nu știu. Habar n-am, frate, că m-am plimbat o grămadă și... Este... Ce e aici, dude? Ce e aici? Ce se întâmplă? Ce se... Ăla e Grimace. Doar că realistic. Ce naiba se... De ce face ecranul așa? What the... Mi-a dispărut tot. Sunt acasă la mine. A fost numai un coșmar. Unde sunt bucățile de shake? Unde sunt bucățile de... Unde e portofelul? Cred că a fost numai un coșmar oribil. Dar cum se explică, bro? Trebuia să am portofelul la mine, că m-am culcat cu el în inventar. What? Habar n-am ce se întâmplă. A fost numai un vis. Voi ce credeți? Scrieți-mi în comentarii. Eu nu mai beau în viața mea Grimace Shake. Mă bucur că am scăpat cu viața sau dacă a fost numai un vis, cu atât mai bine.
Eu sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să zdrobiți butonul de like. Dacă mai vreți roleplay-ul din acesta pe viitor, nu ezitați să dați și voi like, scrieți în comentarii și, evident, abonați-vă la canalul meu de YouTube, pentru că vreau să facem și noi 200 de subscriberi cât de rapid posibil, like, săptămâna asta sau, dacă nu, săptămâna viitoare. Și, cu astea fiind spuse, eu am fost Andu the Shadow, ne vedem la următorul video. Pa, pa!